Astăzi, 21 septembrie 2022, este, să spun, ar decretat ziua cooperării europene. Având în vedere acest prilej și având în vedere că noi desfășurăm împreună cu Primăria Muncii Botoșani un proiect cu finanțare europeană prin programul de cooperare transfrontalieră România-Ucraina, proiectul pe care dumneavoastră l-ați prezentat și vă mulțumesc pentru asta, că ați făcut publicitate și un efect cu Camera Orus. Deci, în acest context, organizăm o conferință transfrontalieră de promovare a patrimoniului cultural, în cadrul care, bineînțeles, vor fi prezentate și rezultate din ceea ce am făcut noi în centrul istoric, anume scanarea metodei de non-intruzive a subsolului acestui important loc din municipiul Botoșani. Bineînțeles că la Botoșani avem prezent și reprezentanți în parteneriatul din Ucraina, care vor fi dat vicisitudinilor timpului mașalelor, tot să ajungă la Botoșani și ne mulțumim pentru aceasta. Ok, care au fost rezultatele scanărilor? Să le vedeți astăzi, pentru că eu sunt doar un moderator astăzi, am avut specialiștii care vă pot prezenta rezultatele și care vedeți că nu sunt spectaculoase, dar cred că aduc multe noutăți în ceea ce privește cunoașterea științifică și în viitor promovarea turistică a centrului istoric. Importanța proiectului, am mai vorbit, cât de important a devenit acum, după ce știți și rezultatele a ceea ce ați pornit când ați? Suntem extrem de fericiți pentru că ceea ce am spus noi acum 2 ani, când am anunțat public, și acum vreo 3 ani când am scris proiectul, va deveni realitate. Într-adevăr, există un traseu subteran sub centru vechi. Suntem în măsură să arătăm imagini astăzi și suntem foarte încrezători că pe viitor vom putea să punem în valoare centrul vechi așa cum merită. Bineînțeles, vom face primul pas cu muzeul multimedia care se va face într-unul din beciuri, dar este clar că există potențial pentru mai mult și suntem foarte fericiți. Când va fi deschis muzeul? Suntem în momentul de față în achiziția lucrărilor. S-a terminat toată etapa de proiectare. Dacă dă Domnul și avem repede un constructor, trecem la treabă. Finanțarea asigură până la urmă dorința, ideile, asigură realizarea ideilor și realizarea planurilor pe care actorii ce implementează proiecte le realizează. De această dată avem proiecte legate de cultură, care se implementează în zona transfrontalieră Botoșani și Ivano-Frankivsk, proiecte care au rezultate frumoase și, de ce nu, și foarte inovatoare. Spectaculoase, având în vedere subiectul. Exact. Subiectul zilei, din punctul meu de vedere, este inovator în zona transfrontalieră. Partenerii din Ucraina au fost foarte interesați, nu numai din Ivano-Frankivsk, ci și cei din Cernăuți, din Odessa, din Transcarpatia, orașul Ușgorod, orașul lor cel mai mare, care au auzit de această inițiativă, mi s-a părut interesantă și ei vor să replice acest gen de proiect. Da? Bine? Da. Ok. A fost un lucru destul de la bună ceea ce s-a întâmplat în vreo asta. Cele care fizic au identificat. Această tehnologie de scanare, respectiv
cea terestră a fost folosită, se folosește pentru zona de monumente, pentru zona de vizarea monumentelor și a mai fost implementată la nivel național, în zona de Ardeal, zona Oradea, mai fost folosită. Deci avem o experiență în acest sens. Rezultatele din vederea lor și arhitectural și istorică în bazele dezvoltării ulterioare a centrului vechi. Două echipe de proiecte, atât oaspeții noștri din Ucraina, cât și echipa de proiecte de la Primăria Municipiului Botoșan, condusă de doamna Raluca Bărășcă și formată din colegii mei care depun zi de zi o muncă foarte importantă pentru administrația locală a orașului. De asemenea, pe domnul director Cuțu, alături de care chiar am fost la una din etapele acestui proiect în Ucraina. Rezultatele acestui proiect sunt foarte importante pentru noi, pentru Primăria Botoșani, pentru că noi, practic, ne dorim o revitalizare a centrului vechi, iar două din obiectivele principale se regăsesc acolo. Cu ce predată pe vechi, sunt ucească cam această frumos Ucrainei Rumunii, și l-au smis, după am reținut prestare coordonatorii comand, a produjit bitcresului citești, că Botoșan, Lea Botoșan, să e vorbim din proiect, să fie tău, și că mai e moșlevis, bistul Botoșan, mai e moșlevis, nu pute nouă istorică informație și că do ției teritoriului. Atât muzeul multimedia, care este într-o ultimă etapă de licitație, apoi vom începe execuția acestuia, cât și aceste tuneluri subterane pe care le-a descoperit, care au fost descoperite sub coordonarea echipei condusă de domnul Cuțu, sunt obiectivele principale care pot ajuta la revitalizarea centrului vechi și la o nouă idee despre ceea ce trebuie să însemne acest teritoriu important plin de istorie și cultură pentru botoșeni. Și distins auditoriu, județul Botoșani în ansamblul său are nevoie de aceste fonduri europene și nu doar noi, ci și vecinii noștri. Și anumii presuri, cu ce pe trebuie să gândești, că COVID Botoșani, COVID-ul Botoșani e potrivit taki grante, taki proiecte, inetilichenam, în nașim susidam. Indiferent că vorbim de proiecte care atrag banii europeni pe infrastructura rutieră, sănătate, învățământ sau cultură, cum este cazul proiectului de astăzi. Ți proiecte mă pute riznovani, mă pute să potrivni proiecte la infrastructură, proiecte la mâncățenă, proiecte atacu și proiecte pe cultură, mițăie, atacu și proiecte. Și tocmai de aceea aceste proiecte sunt cu atât mai importante pentru că ne ajută să depășim decalajele pe care le avem astăzi, județul Botoșan, față de alte zone ale țării și fiecare euro care ajunge la noi dă plus valoare comunităților noastre. Voi ții și proiecte, și grante, e vorba de domnul, що завдяки бюджету їхнього вони дають нам плюс якості. І кожен євро, який включається в ці проекти, це є шанс здобути рівень других територій, других повітах чи других районів. Дякуємо вам всім і хочу погратулювати вас всіх, які думали і працювали на такому проєкті. Я думаю, що такий проєкт, на якому ви працюєте, дає нам можливість бути разом рядом із другими державами, як Польща, Чехія. Держави, які
Vital уже розвиває так званий туризм underground. Practic, dumneavoastră ați conservat, ați promovat mai departe tot ceea ce înseamnă cultura și istoria noastră în colaborare cu partenerii noștri din Ucraina și nu pot decât să mă bucur pentru că nu de puține ori am auzit povești despre aceste canale, catacombe, subterane, cum le-ați numit dumneavoastră și de multe ori am considerat că nu sunt reale. Practic, nu era, хочу сказати, що завдяки добрій співпраці з колегами з України ми маємо можливість в Атошанах тут представити у продовження і сконсервувати підземні ці підвали. Я деколи чула про їхню історію, але чесно кажу, що деколи вірила, що це і неправдива історія. Дар'я, така прин мунка, прин персеверенця, що обуна колаборація, а це вкут качесті повіщ, за прин таку антуш, за спіє реагусе та в'яця. Eu nu pot decât să vă felicit, apreciez munca de presiunea voastră, felicitări și managerului de proiect, întrucât a fost o muncă asiduă și nu dorim decât să ne invitați și la următoarele evenimente, pentru că în mod cert veți avea 7 proiecte pe care le așteptăm. În final, când se adună proiecte? Дуже рада бачити вас усіх, дякую вам і радію, що я і разом з вами тут. Тепер, коли збираємо, скажімо так, нашу працю. Grazie, domnul director, mulțumesc pentru prezent și care a fost promotat acest proiect. Știu de începutul proiectului. Știu că n-a fost foarte ușor de implementat, au fost atâtea probleme care au fost parcurs cu proiectul, dar fiind sporul opus și aceasta este cel mai important lucru. Și vreau să felicit autoritățile locale, primăria, doamnei de manager de proiect și tuturor celor care s-au implicat, părții ucrainene, în special, care, în ciuda problemelor care au fost, au făcut față dubliu acestor probleme. Mult timp în urmă am avut și un proiect european, pe bază de negre, am lucrat cu echipa din Ucraina, am lucrat foarte bine, am venit momentul prin ea și am venit să realizăm Хочу подякувати і підкреслити, що завдяки пана директора Гуцу